este legea vieții și o lege pronunțată de însuși Dumnezeu. Creșteți! Și cuvântul creștere se aplică la tot ce trăiește, tot ce mișcă, tot ce viază astăzi, fie pozitiv sau negativ. Ia seama, când semeni o sămânță, nu judeca acțiunea ta în funcție de mărimea acestei semințe, ci judecă în perspectiva creșterii, fie pozitivă, fie negativă. Dacă sămânța pe care o semeni este o sămânță bună, bucură-te de acum de creșterea ei, de mulțirea ei, de roada ei care va da 30, 60 sau 100, de 100 de ori să-i amulți. Dacă semeni o sămânță rea, nu-ți amorți conștiința cu faptul că este doar o sămânță, este doar o vorbă. Nu uita, aceste lucruri cresc. Și așa scrie Scriptura, grâul crește împreună cu neghina. Este atât de primejdios să îngădui în viața ta, în lucrarea ta și manifestarea ta, ceva negativ, pe baza faptului că nu e cine știe ce. Într-adevăr, nu e cine știe ce, dar poate deveni ceva la care nu te aștepți astăzi. Pentru că lucrul crește. Crește și neprihănirea, crește și păcatul în ființa noastră. Nimic nu stă pe loc, așa cum crește un copil. Nu te măguli de asemenea nici cu gândul că mă voi scutura când voi vrea, așa cum a spus Samson. Nu! Încorsetarea păcatului se mărește și crește în viața și ființa ta până la nivelul și la gradul în care te vei zbuciuma să scapi și nu se mai poate scăpa. Samson a scăpat, dar scăparea lui a fost în întuneric și nu în lumină. Ia bine seama și păstrează totdeauna în minte gândul că ceea ce faci va crește. Nu disprețui ziua începuturilor slabe. Nu disprețui o lucrare mică pe care ai ocazia să o faci astăzi. E mai nimic. Nu. Privește aceasta ca pe o sămânță și bucură-te că din sămânța aceasta, așa cum Mântuitorul nostru vorbește despre sămânța de muștar, din sămânța aceasta va crește un copac într-o zi. Ea este atât de mică astăzi, atât de neînsemnată, dar ascultă Scriptura. Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Știi de ce nu disprețuiește Dumnezeu așa ceva? Pentru că El știe că de aici va crește, de aici va rodi, de aici se va mulți. Am întrebat pe prieteni într-o biserică, ce se găsește într-o ghindă? E o ghindă. E un stejar, a spus cineva. Extraordinar! Este un stejar într-o ghindă. Mare bucurie! Nu disprețui ghinda. Bucură-te de ea pentru că în ea este un stejar. Dar ia uite-te mai atent. Cineva zice, să știi că este o pădure de fapt, fiindcă stejarul ăsta care iese din ea o să aibă ghinde și ghindele astea și ele vor face stejar și devine o pădure. Extraordinar! Deci nu e doar o ghindă, e o pădure. Și cineva se uite și mai atent și spune, este o infinitate de păduri. Pentru că ghinda aceasta va face un stejar, stejarul va face ghinde, ghindele vor face o pădure, pădurile vor face alte păduri și este o infinitate de păduri. Nu disprețui așadar ziua începuturilor slabe. Nu disprețui micul pas pe care ești chemat să-l faci astăzi. Știi ce taină ne-a spus Mântuitorul? Cine este credincios în lucrul mic și umil, încredințat astăzi, indiferent care e profesia ta, ce ești chemat să faci sau să nu faci astăzi, cine este credincios în acest lucru, va fi credincios când Dumnezeu îi va încredința ceva mare și frumos. Așadar, credincioșia nu ține de mărimea obiectivului, nici de mărimea mijloacelor sau posibilităților pe care le ai, ci de încrederea ta în ceea ce poate să facă Dumnezeu din această zi comună, din această lucrare comună, din acest lucru mic, poate neînsemnat în ochii oamenilor și chiar în ochii tăi. Credincioșia ta însemnează ancorarea ta în ceea ce poate face Dumnezeu din puținul și neînsemnatul pe care îl astăzi îl ai în mâine.